Anastasia, tu ce spui? Bine. Bună, Anastasia, ce faci? Vece prințesă cu ochii albaștri mari ai să străiască. Mulțumim. Bine ai venit, Emilia, te-aș îmbrățișa, dar știi că și e mai eu bine la fel să la voi. Mă bucur tare pe mult să vă revăd și pe tine, și Cosmina, eu. Și pe tine, și Mirela. Voi vă cunoașteți că sunteți, cred că, de aceeași generație, colege. De aceeași vârstă. De aceeași scenă, colege de cântec. Doar că tu vii din Oltenia, mai exact, ești pe zona Mehedinți? Nu, m-am măritat la Mehedinți, da. Dar de fel sunt olteancă jet-be-jet, de la Slatina, de lângă Slatina, mai exact din Curtișoara, da. Foarte frumos, ce faceți? Anastasia, mă bucur să te cunosc, ești superbă, ești ca o păpușă, de fapt. Mulțumesc. Ești minunată, câți ani ai? 4. Ai 4 anișori. Da. Superbă, ești domnișoară, gata, deja trecem la altă categorie. Suntem la prințese acum, alte... Am avut mari probleme cu ea în ultima perioadă, pentru că m-a văzut de fiecare dată că eu merg la filmări, m-a văzut la televizor și la un moment dat stătea așa foarte tristă. Și o întreba Anastasia, dar de ce ești tristă, de ce ești supărată? Sunt foarte supărată, mami, eu n-am mai apărut la televizor. Of, de multă vreme, de mami, multă vreme. Uite, de Anastasia, tot televizorul acela e cu tine. Uite, două televizoare și în amândouă ești tu, vezi? Ești fericită acum? Da. Minunat, minunat. Mă bucur să te revăd, Emilia. Nu te-am mai văzut de multă vreme. Iar de foarte multă vreme, da. Ultima oară ne-am întâlnit la nunta băiatului Stelianei Sima, unde și tu ai cântat și unde a fost absolut spectaculoasă toată nunta, că așa e o nuntă, vă dați... Într-adevăr, da, chiar a fost mai ales o nuntă pe cinste, în care toată lumea s-a simțit extraordinar, da. Vreau să te întreb ce mai faci, pentru că am tot citit despre tine, despre necazurile prin care ați trecut tu cu familia ta, despre casa care ți-a ars, despre... Da, lucrurile acestea care s-au întâmplat când și când ți-e lumea mai dragă, vine câte un moment. Așa e, cred că toată lumea are câte o problemă, dar pentru fiecare problemă există soluții. Eu așa spun de fiecare dată și atâta timp cât suntem sănătoși, putem să le facem pe toate, să trecem prin orice. Într-adevăr, părinții mei au trecut prin ceva groaznic, îți dai seama, să rămâi fără nimic, deodată să trezești așa că toată munca de o viață... Ți s-a năruit? Da. Ei ușor, ușor, cu ajutorul meu, cu ajutorul familiei, au încercat să treacă peste. Acum sunt bine, muncesc și încercăm să refacem cam tot ce era a fost distrus. Era casa în care ei locuiau frecvent sau era o casă în care mergeau în vizită de vacanță? Nu, era casa în care locuiau, casa în care eu am crescut, am copilărit. Da, acolo îmi țineam toate, cea mai mare pierdere pentru mine sunt costumele populare, strânse de-a lungul anilor. Mi-aduc aminte, eram copil, aveam vreo 12 ani și mergeam cu mama prin sate. Colindam toate satele din zona Oltului, da, ca să acumulez, să-mi strâng costume populare, ca să mă pot prezenta bine pe scenă. Și costumele alea, din păcate, rar se mai găsesc în ziua de astăzi. Da, e mare păcat, într-adevăr. Tu mai ai frați sau surori? Mai am un frate, da. Este un pic mai mic, cu 4 ani decât mine. Și este și el alături de părinții mei. Da, chiar m-am gândit la tine, mi-am dat seama ce nenorocire și ce greu trebuie să fie pentru părinți să-și vadă viața lor, efectiv misuită în flăcări, munca lor de o viață, amintirile pe care le aveați acolo. Dar poate că Dumnezeu știe mai bine de ce ne dă astfel de încercări și tot el are grijă să trecem peste. Într-adevăr, da. Ce-ai făcut în această perioadă în care mulți artiști au trebuit să stea mai mult pe acasă, nu știu, cum ai reușit să petreci timpul cu fiica ta, care presupun că n-a fost în cea la grădiniță și ați stat împreună? Într-adevăr, da. Perioada asta, deși este grea pentru toată lumea, eu am încercat să mă și bucur de ea, să profit de tot timpul ăsta, să stau alături de Anastasia. Ce-am făcut, mami, în perioada asta? Poți să spui tu? Am pictat, am colo... Cântă, Anastasia? Am învățat cântecele noi. Poate ne cântați ceva împreună. Da, vrei să cânți, Anastasia, ceva? Da? Haideți. Care e ultimul cântec? Ia să vedem pe care l-ai învățat. Ți-aduci aminte? Cel cu alfabetul? Ia, să vedem. Ăsta e alfabetul, alfabetul, să cântăm. Ăsta e alfabetul, împreună îl învățăm. Ăsta e alfabetul, toată lumea știe, da, de la A până la 10, înapoi până la A.
Ce bravo, 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 bravo. Hai că încet, da, încet o iei pe urmele lui mami. Acasă eu nu mai am voie să mai cânt, cânt Anastasia, da, deci nu mai pot repeta. Anastasia, te-ai gândit tu ce vrei să te faci când ai să fii mare? Da. Ce? Nici eu nu știu. O zână. Ca mami? O zână? Ce-ai zis? O zână. O zână. Ai vrea să cânți? Ai vrea să fii artistă ca mami sau vrei să te faci? O zână care pictează, o zână care cântă, o zână care spune povești? Ce vrei să faci? Să fiu la fel ca mami. Da, mami este modelul în viață, mami. Mami este modelul în viață. Da. Am, eu în această perioadă, de toată perioada de pandemie, am și lucrat. Sunt subofițer în cadrul Ministerului Apărării. A, să trăiți! Exact, păi trebuia să începeți așa, nu? La, de unde să știm? La muzica reprezentativă a armatei. La muzica armatei, la Doina? La ansamblul Doina? La am fost la ansamblul Doina, ah, okay. Dar fiind cadru militar am putut să mă detașez și m-am detașat astfel la muzica reprezentativă a armatei. Și asta unde este? În ce? La tine? Tu unde stai acum? Nu, în București. În București? În București. Ah, ok, da. Ok. Foarte, da, frumos, deci așa, doamna Subopă, nu mai aveți un pic și ajungeți acuși ofițer, o să veniți odată și în uniform, aș vrea să vă. Da, probabil, apropo de asta, am în lucru. Parcă am și eu un cachi, nu? Parcă am știut, dar n-am știut. Vezi, dar telepatia. Așa s-a nimerit, dar s-a nimerit, da, foarte bine. Da, da. Da. Am în lucru, alături de muzica reprezentativă a armatei, un proiect. Sper, Doamne ajută, în curând, cine știe, poate venim aici, îl prezentăm. Din rog, că mi-ar plăcea, da, să vină aici toată fanfara armatei, tot corul armatei, să vină cu alămuri, cu toată orchestra. Cum să nu, da, și eu de-abia aștept să iasă proiectul ăsta, pe care îl aștept de ceva vreme. Ăsta este un proiect profesional foarte frumos, în plan personal, sau, nu știu, legat de ceea ce vrei tu să faci în următorii ani. Ai vreun plan anume? În următorii ani, pe plan personal, mai faci eu un sunt prețior? Foarte, foarte împlinită, foarte fericită, alături de Anastasia. Eu am învățat foarte multe și mă învață foarte multe lucruri. Să fiu mai răbdătoare, să fiu mai iubitoare. Aveam, spre exemplu, anumite probleme la un moment dat cu vocea și mă uitam la ea, cum plângea, cum făcea totul absolut natural. Iar eu, un conservator, gândisem totul foarte gândit și mi-am dat seama, nu, cel mai bine e să cânți natural, să cânți exact așa cum face un copil, exact așa cum vorbește un copil, cum plânge un copil fără să răgușească sau exact, fără să se întâmple absolut nimic. Dacă tehnica exact, a fost pe cap, da, dacă da, ai impostație, da, da, în spatele nasului, dacă știm astfel de lucruri, vezi că, da, știi, da, că da, și Cosmina, da, și Cosmina, și Cosmina, nu? Deci știi despre ce vorbesc. Când de fapt așa, ai și te gândești călăutarii aceia vechi din satele pe care noi le știm, acei rapsozi populari care n-aveau nicio școală de muzică și care cântau firesc, era suferința lor, dorul lor, iubirea lor pusă pe cântec și sună de fapt atât de autentic, fără foarte multe teorii pe care sigur conservatorul le face sau școala le face pentru a șlefui, se spune, pentru a educa. Exact, pentru că ei vocea. Cântau cu sufletul, exact, dar așa cum le veneau. Cu da, nu și se gândeau cum cântă și ce cântă. Da. Foarte multe lucruri, dar da, cântau după ureche și pe sună ureche, arcușul, da, pe vioară. Suna extraordinar. Foarte autentic și natural.